Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Dâlhăuți din județul Vrancea a fost adusă ieri după amiază în Râmnicu Sărat și încă de aseară zeci de credincioși au venit să se roage. Am venit astăzi aici la această sfântă mănăstire pentru că am auzit că a fost adusă icoana sfântă făcătoare de minuni de la Dâlhăuți. Aici am venit să ne rugăm pentru familie, pentru înțelegere în casă, pentru sănătate, pentru ajutor în toate. Ne rugăm pentru sănătate. Am auzit că a fost adusă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Dâlhăuți. Am vizitat acel loc acum câțiva ani. Foarte frumoasă mănăstirea, pelerinajul a fost frumos. Și am venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru pace, liniștea sufletească și spor în toate. Pentru țară, pentru popor, să ne dea Dumnezeu și Maicuța Domnului un conducător bun care să-și iubească poporul, să ne scoate din nevoile și necazuri care ne avem. Pentru nepoțica mea, pentru soartă și pentru sănătate. Astăzi am venit la biserică să mă rog la icoana făcătoare de minuni, să fiu sănătos și să pot să învăț la școală. Icoana a fost adusă la biserica Adormirea Maicii Domnului, cunoscută ca Mănăstirea Râmnicului, cu ocazia resfințirii lăcașului ctitorit de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Anul acesta se împlinesc 300 de ani de la martirizarea domnitorului Serii Românești, Constantin Vodă Brâncoveanu, și coincide și cu, într-un fel, încheierea lucrărilor de restaurare și consolidare care au avut loc la această sfântă biserică. Așadar, pe lângă resfințirea Sfântului Locaș, care are loc, noi avem și hramul în același timp. Deci noi să avem, cum spune, mai sărbătorim mai multe evenimente. Mâine, enoriașii vor participa la resfințirea bisericii după 317 ani de la ridicare, precum și la hramul bisericii. Slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. A fost sfințită la 15 august 1697, când a participat atât Constantin Brâncoveanu, Mihail Spătaru, ctitorii acestei sfinte mănăstiri și a acestui ansamblu brâncovenesc, a participat Teodosie, mitropolitul Țării Românești și episcopul Mitrofan al Buzăului. Mâine, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, cea mai importantă sărbătoare închinată Sfintei Maria. La slujba oficiată la Mănăstirea Râmnicului sunt așteptați sute de enoriași.